Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața! Ne amuzam să știi de fotografia ta pe care ai postat-o pe Facebook. Probabil, da, pe Facebook, cu siguranță. Și eu m-am amuzat. Și Florin Prunea mai devreme se amuza, să știi, că am vorbit și cu el. Da, a fost așa, o glumă. E, o glumă reușită, dacă ne întrebi. Da. O glumă amară, azi binecaz am făcut puțin. Gabi, s-a ajuns totuși prea departe în situația asta în care voi, oameni care ați avut turnee finale, asta este o fotografie din 90 și eu cred că era meciul cu cine? Cu Argentina, nici nu știu. Da. Adică ați jucat totuși împotriva lui Maradona, ați fost acolo, ați mers mai departe din grupa aia, da, nu mai spun, URSS, nici nu are rost să mai stau să amintesc performanțele acestei echipe. 90, 94, 96, 98, 2000, totuși, atât de mult respect meritați? Păi, din păcate, și nu e primul caz, că s-au mai întâmplat și alte lucruri. Din păcate, ăsta e respectul pe care mi-l acord și, culmea, forul fotbalistic. Adică mă așteptam poate la un politician sau la un fan să nu ne respecte, eu știu, dar tocmai forul fotbalistic, tu care ai reprezentat fotbalul atâția ani și ai reprezentat țara, te tratează așa cum te tratează, din păcate, ce să zic, provoacă așa un gust amar, zâmbesc de multe ori, și dar așa o fac mai mult din necaz, dar n-avem ce să facem, asta e, probabil că mai târziu o să ne respecte generațiile următoare mai mult. Se demonstrează încă o dată faptul că generația de aur nu este agreată. N-a fost agreată și să nu uităm că în două rânduri, odată Gică Popescu, și nu vreau să mai aduc aminte de acel moment în care nici n-am mai ajuns la alegeri, și odată Ionuț Lupescu. Niciunul dintre ei n-au avut sorți de izbândă în fața actualei conducere a Federației Române de Fotbal. Se demonstrează încă o dată că nu se vrea să aveți nici cea mai mică legătură cu fotbalul românesc. Da, bine, asta e, așa au hotărât, n-au dorit ca să fie fotbalul condus de foști fotbaliști, asta e opinia lor, până la urmă au votat, e treaba lor. Cum s-au făcut și cu voturile, asta se știe, că cum se face o campanie. Dar pe mine nu asta, mai mult mă doare faptul că sunt, nu eu, că eu am jucat mai puțin la echipa națională, n-am jucat foarte multe meciuri. Dar sunt câțiva fotbaliști în țara asta care au făcut istorie. Avem cel mai bun fotbalist din istoria României, care e cunoscut în toată lumea asta. Nu poți să-ți bați joc, adică pe mine scuzele astea sau faptul că se spune că FIFA, UEFA, pardon, a dat biletele sau invitațiile sau ce, nici nu mă încălzește, pe nu există așa ceva. Nu există ca președintele federației să nu spună: domnule, eu am nevoie de un scaun aici, în mijloc, la VIP, pentru Hagi. Pentru că noi avem pe Hagi, care, vorba aia, a făcut ce a făcut pentru fotbalul românesc și pentru fotbalul european, nu? Este imaginea noastră cea mai cunoscută, trebuie să spunem, pe plan mondial. Da. Unde credeți vreodată că mergeți în altă țară și nu o să vedeți jucători la tribuna VIP, jucători cunoscuți, jucători care cu multe legiuri internaționale, cu multe trofee în palmares. Nu cred că există vreo țară. Asta spunea Gică Popescu, să nu uităm. Gică Popescu este omul care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment prin intermediul guvernului, iar Dorinel Munteanu, ambasador al acestui eveniment, alături de Belo. Nu mai zic nimic, că acum plec în vacanță și vreau să mă simt bine. Gabi. Nu vreau să stau să mă mai enervez, păcat. Gabi, salut, Emil Grădinescu sunt. Salut, l-am întrebat și pe Florin Prunea. De unde crezi că vine această aversiune a conducerii federației față de generația de aur? Care e părerea ta? Eu sincer cred totuși, și n-aș vrea să-mi schimb impresia, eu cred că totuși Burleanu e un băiat inteligent, e un om care, dar eu cred că are niște oameni lângă el sau cineva, este cineva care învață prost sau, nu știu, eu nu cred că Burleanu nu vrea să stea lângă Hagi sau lângă Popescu sau lângă, nu știu, oameni din fotbal românesc care au făcut istorie. Nu cred lucrul ăsta, adică dacă
de la el pleacă asta, scuză-mă, atunci nu mai am ce să zic. În loc să se înconjoare tot timpul, mai ales la manifestări de genul ăsta, la manifestații, pardon, de genul ăsta, au fost tragele la sorți, nu l-a invitat pe Hagi, ok, și-a cerut scuze. Nici n-avea nevoie să se ajungă la asta. El, din capul locului, trebuia să fie Hagi prezent acolo. Dar, în fine, pe Belo nu-l ia la mese oficiale, mai ales când au și mese cu foști din... Da, Savicevici, Dejan Savicevici, care s-a ridicat de la masă atunci, da. S-a ridicat de la masă și n-a mai stat. Dar, încă o dată, insist, de unde crezi că vine? Păi eu asta spun, eu nu înțeleg. Că nimeni nu... Adică eu cred că jucătorii ăștia, foștii jucători, nu cred că ar spune unul nu. Dacă ar fi invitat la un protocol, la, eu știu, o festivitate din asta, nu cred că ar spune vreunul nu vreau să vin să stau lângă Burleanu sau lângă. Din contră, până la urmă e Federația Română, e conducerea Federației, îi respectăm, conduc fotbalul românesc, dar trebuie să ne simțim și noi onorați când ne invită undeva. Dar faptul că te evită și că tot timpul... Asta nu e de înțeles, nu știu, numai la noi se întâmplă. La Steaua s-a întâmplat cu foștii fotbaliști la fel, aici, la nivel de federație, se întâmplă la fel. Nu mai înțelegi nimic. De ce? Cine? Noi cu ce am greșit vreodată, poate, de oamenii ăștia să fie așa supărați pe noi, nu știu. În fine. Poate ar fi senzația că ați atrage mult mai mult atenția, fiind figuri cunoscute, în comparație cu... Nu e normal, eu mă mândresc când stau lângă Hagi. Și vorba aia, am fost colegi și sunt mândru. Sau când eram în Turcia cu el, eram antrenorul lui, eram antrenorul lui și ieșeam cu el în oraș și eram mândru când vedeam lumea cum îl respectă. Și mă simțeam și eu mândru că eram cu el acolo, că pe mine nu mă cunoșteau prea mult, da? Deci eu nu înțeleg oamenii ăștia ce au. De ce? Adică sunt chiar așa de lipsiți de inteligență? Sau o fac pe naibii și până la urmă lasă să treacă și asta, lasă că o să fie ok. Probabil de data aceasta scuza va fi că n-au știut ceea ce este în plicurile respective cu bilete. Nu există așa ceva. Nu mai spuneți și nu mai dați vina pe UEFA. UEFA e oaspete în țara noastră, da? Chiar dacă organizează ea, totuși e oaspete. Aici, mai ales că președintele este acum în comisie acolo, mai ales că are o relație bună cu președintele UEFA, clar îi spune, băi, eu am nevoie de 10 invitații pentru cei mai reprezentativi jucători din România. Poți jucători, da? Și mie trebuie să-mi pui aici, pe mine nu mă interesează. Nu pot să... politicienii sau cu asta, că nu ei sunt vinovați. Ei, asta e. Au primit invitațiile și-au luat locul și și-au făcut 3 selfie-uri acolo. Dar e problema lor, nu e vina lor astea, 100%. Dar problema este a federației, că cum gestionează lucrurile astea. Nu se poate gestiona în halul ăsta. În fine, asta e. Nu există, cred, o manieră mai clară și mai plină de talent de a-ți bate cuie în talpă. Adică, una la mână că ai comis-o, e a treia oară sau a patra oară când rupi iarăși punțile între generația de aur și tu ca organism. Dar scuza asta că n-ai știut ce este în plicuri, nu stă niciodată în picioare. Pentru că eu nu cred că UEFA știe cine este șeful DNA. Eu nu cred că UEFA știe cine este vicepreședinte la PSD și întâmplător și nașul președintelui Federației. Oricum este și o vină a UEFA, asta e clar. Pentru că dacă de acolo oamenii care se ocupă cu organizarea, nici de la ei nu a plecat lucrul ăsta să spună, domnule, vrem să aduceți niște foști fotbaliști reprezentative aici, să stea camerele pe ei, să vadă că sunt puși pe scaunele de onoare, da, din tribună. Că așa e normal, că de asta s-a făcut și campionatul european în mai multe orașe din Europa, nu? Da. Ca să fiecare țară cu orașul ei să reprezinte ceva, să arate ceva acolo, nu? Păi ții minte, cred că la meciul Olanda cu Ucraina, în pauză sau înaintea partidei, era o cameră către tribuna VIP, se vedea dintr-o parte Edwin van der Sar, de exemplu,
Aici cred că au avut mult timp nevoie băieții care au filmat partida dintre Austria și Macedonia de Nord să-i găsească pe Hagi, pe Popescu, nu știu, pe Dorin. Că ei, probabil, prima direcție a fost către VIP, dar nu erau acolo. Aici, asta e, uite, mi-au să aminte de un moment tot așa, legat de Euro, unde au stat unii și unde stau alții. Da. Da. Bine, pe de altă parte, cred că s-au și simțit bine înconjurați de suporteri și de oameni care i-au recunoscut. Eu și eu am fost invitat, am primit invitație, recunosc lucrul ăsta, nici nu știu unde era, unde ar fi fost biletul, sincer, dar nu asta contează. Le-am mulțumit, eu sunt în vacanță, acum plec din țară, nu puteam să onorez, le-am spus, probabil în optim, dacă voi fi în București, cu mare drag, în fine. Auzi, cere pentru optim și dacă nu ești în București, te caut eu. Da. Gabi, îți mulțumim mult de tot, vacanță frumoasă. Mulțumim mult pentru sănătate multă, mulțumim pentru dialog.